Deci, acum ar trebui să terminăm, să ieșim la geometrie. Triunghiul ABC echilateral. Deci, în problemă avem un triunghi echilateral. Înscris în cercul din centru o ștradă aia. Asta e important, trebuie. Deci să dă un cerc în care scriem așa. Un cerc în care scriem un triunghi echilateral, da? Da. Știți cum scrieți cel mai corect un triunghi echilateral? Într-un cerc? Întrebare. Ducem median. Cum? Cum înscriem într-un cerc un triunghi echilateral cu foarte multă precizie? Păi, luăm în compas raza și împărțim cercul în șase. În șase. Că merge de șase ori. Da? Păi, ia să vedeți. Dar avem cum? De ce merge șase ori? Că lungimea cercului e 3,14. Acolo e o legătură, da? Sunt două raze, diametru. Hai să vedem. Împreună să facem acest lucru. Deci, un cerc. Aici luăm raza în compas. În scrisura compasului raza O. A. Și de oriunde veți pleca, plecați într-un punct. Cu deschizătura aceea și ziceți. Una, două. Stânga-dreapta. Da? Și vă mutați. La următoarea, următoarea și următoarea. Trebuie să aveți șase. Asta e deși nu am făcut, da? Șase. Ați făcut asta? Nu, figura la școală. Au figura făcută de la școală, că au început problema cu clasa. Bun. Și acum, nu le unim pe toate, că aș face un hexagon. Și unim din două în două. Da? Și acesta este triunghiul echilateral. Înscris în cerc. Deci, Miruna, v-am arătat cum se desenează un triunghi echilateral cu foarte multă siguranță, înscris în cerc. Arcul AB nu egal cu coarda AB? Arcul AB. AB. Ce, așa sunt notat doi clase? Da, clase? Da. AB, ce? Da. Arcul ăsta o să fie egal cu coarda. Coarda e asta ca lungime, iar arcul e așa. Ce vrei tu să zici? Dacă împărțim în 3, deci ducem în mâna aparține lui BC mic, arcului BC mic. Mâna aparține arcului BC mic. Oriunde, nu? Pe arcul acesta. Spune într-o poziție anume. Deci, mâi este un punct, n-am să le iau la centru. Iau undeva aici, voi, cum ați luat, mai aproape la, de B? Cum ați luat? Nu, PM l-am luat pe arcul AB. Păi, mă arăt, nu am mers pe BC. Mă, nu, pe arcul BC. Pe BC nu. S-a făcut greșit. O fost altfel notație. Da, l-am luat mai aproape de C, domnul profesor. Mai aproape de C? Atunci și eu și eu aici. Mă, da? A, dar stați că eu am notat altfel. Au ars sus, au făcut triunghiul cu vârful în sus. Știți? Și BC-ul jos. Și B-ul în partea aia. Deci să fac și eu vârful triunghiului, spuneți că este în sus. Da, și BC-ul în jos. Puteam să-l fac și eu așa. Hai să-l fac așa, cum spune. Ca e figura. Ca să merg pe figura. Da, nu știu să vă zic acum, vedeți să mă uit, dar n-am să vă zic. Ia uitați așa. Fac și eu așa cum mi-a spus voi. Deci un triunghi echilateral, iată-l. Aici să fie diametrul perpendicular de coardă și... Nu? Iată așa. Acum suntem în aceeași limbaj, da? Așa, A, B, C, da. B și C. Da. Și ai spus că... M, zi-mi mai, este pe arcul B, C mic. Da. Mai aproape de ce, domnule? Mai aproape de ce? Invers B și C. A, B,
B și C. B și C. Da. Și mai aproape de C aici. Da, așa. Bun, mai departe. Și concluzii să arătăm că AM egal cu BM plus MC. AM egal cu BM plus MC. Plus M, C. Deci, hai să spunem, în ipoteză, avem cercul de centru O pe rază IR. Avem către unghiul ABC înscris că M aparține cui? M aparține lui BC, da. Arcului BC. Și în concluzie, trebuie să arătăm că AM egal cu BM plus BM plus MC. Da. Hai să vedem ce idee avem aici. Păi, dacă AM egal cu BM plus MC, zic să ducem mijlocul lui AM. Mijlocul lui A, M. Ca să avem AM egal cu BM, să BM egal cu mijlocul lui AM. Deci să ne facem strategia. Tu cum propui încă o dată, Miruna? Să ducem mijlocul lui AM. Mai întâi să înțelegem problema. Nu degeaba triunghi lateral. Corect. Și autorul că spune să dă triunghi echilateral, are el un motiv. Asta îmi spune că toate unghiurile sunt de 60 de grade. Corect. Asta îmi spune că toate acele cireși de aceeași măsură, nu? A, C, B, C și A, B de aceeași măsură. Și laturile sunt egale. Și laturile sunt egale, sigur că da. Asta ar fi o primă informație. Și că M este pe arcul BC, nu spune într-o poziție. Oriunde ar fi, zice autorul, oriunde ar fi, totdeauna BM plus MC face cât AM. Totdeauna unde ar fi M, oriunde ar fi M, s-ar mișca pe poziția asta, în zona asta, totdeauna AM este cât BM plus MC. Tu, acum, după ce am repetat ipoteza, tu ai o idee. Zi-o, te rog. Să ducem mijlocul lui AM. Mijlocul lui AM. La ce se-a folosit? Exact. Să demonstrez că BM egal cu... BM egal cu... Păi nu poate să fie BM cu egal. Cel mult, dacă vrei să mă ajuți, eu mă gândeam că vei lua pe BM pe lungimea lui AM undeva pe aici, undeva, să zic. Nu știu unde să-l pun. Într-o poziție. Adică lungimea lui BM s-o iei pe ca poziție. Deci ia cu compasul, uite așa, Miruna. Lungimea acestea. O pui din A până unde... Și ai tras un arc ca să ai pe segmentul AM în totalitate să ai... De așa pe bâmă. Să zicem că... Ia, vezi, e cumva la punctul de intersecție. Dar din A, deci, așa, din... Acolo. Nu. Nu este. La punctul de intersecție. Oh, este mai aici. Mai jos, da. Aici, da. Da. Deci aici să spunem M1. Deci bâmă ai făcut că este cât a M1. Și acum să rămâi dacă M1A M1M va fi cât MC, gata problemă. Deci, Adi, noi ce trebuie să arătăm? Că tot am da, egal cu BM plus MC. BM plus MC. Tot am. Și atunci ea a venit cu ideea cu mijloc, dar n-are nicio treabă cu mijlocul și atunci am zis eu, dacă tot vrei să faci ceva folositor, atunci BM ca lungime, le în compas, te duci și-l pui aici și lungimea BM o ai deja AM1. A spune că AM tot este cât BM
plus mă, că e de parcă aș spune că am e compus din am 1 plus m 1 m. M. Iar acum ca m 1 m să fie m c, este problema care ne revine nouă să o rezolvăm. Deci dacă arătăm că asta e cât asta, gata e problema. Da, insist încă o dată. Tu ai gândit cu mijlocul, dar nu poate fi pe mă cât jumătate. Nici vorba. Dar așa, când noi am luat-o și am găsit pe M1 ca poziție încât am pe pe mă, în completarea lui M1M, adică a lui pe mă, vine M1M, deci M ce o să fie final? Și acum dacă reușesc să arăt că M1M este cât MC, sunt cel mai fericit. Mă urmă, mă, să fie cât mă cere. Adică te rugă să fie isos cel, sigur că da. Da, deci... Deci cu compasul... Da, m-am... Deci ați făcut așa. Haideți să mai arăt încă o dată. Ați luat în compas lungimea BM. Și cu vârful compasului în A, trasați arcul, aveți lungimea, se intersectează într-un punct, M1 notăm. Și rămâne ca M1M să fie cât MG și gata problema. Toată AM va fi atunci din BM, adică AM1, plus M1M, adică MG. Și terminată problema. Cum arătăm? Sunim o cu M1, sunt cu M, sau cu cel de jos care e picior. M. Sunim o 1 cu M. Cât? O cu M. O cu M. Nu unesc, încât să vedem ce poți observa. Dacă să prind pe M1 și pe... Miruna, ce visăm noi să arătăm? După cum am îngrămădit problema acum. Că M1 este cât MC. Asta ne trebuie, da? Dar unghiul ăsta de câte grade este aici? 60. De ce de 60? Dacă îți spui și motivul, nu te cred așa, nu te cred. De ce? De ce? AMC. De ce AMC? Că asta este. Da. AMC. De ce este așa de grad? Care AMC? Păi așa, unghiul ăsta am întrebat eu și tu ai zis 60. Eu am zis, nu știm. Da? Și tu spui, din motivul ăsta. De ce crezi tu că asta e de 60 de grade? O zis 60 de grade azi. De ce credeți? Pentru că e unghi pe cerc. Unghi cu vârful pe cerc și să uite spre cine? Să uite spre arcul AC. Și arcul AC de cât de 60. De 30. Arcul AC nu e de 30. Cum să fie de 30? 30. Arcul AC este 120. Că tot a fost împărțit în 3. Tot a fost de 360 împărțit în 3. Înseamnă câte 120. Unghiul e de 60. Și unghiul e de 60. Da. El ăsta de aici, Miruna, este cât ăsta de aici. Că ăsta din B se uite tot spre arcul AC. Da? Și unghiul ăsta de aici și ăsta de aici se uită spre același arc AC. De aceea sunt unghiuri cu vârf pe cerc, de aici au o măsură de 60. Are, cum are lângă echilatera? Dacă am aflat că și măsura unghiului M1 C ar fi tot așa de 60, atunci am fi foarte fericiți. Foarte fericiți am fi. Păi da, știi de ce? Că M1 se uită spre arcul CB. Care? Și... Care? M1? Da. Asta? Da. Da, citește pe trei litere. M1C. M1C se uită spre arcul care e de aici. Da. Spre? MC. Da. Dar MC nu-i M1, nu-i pe cerc. Numai că ne-i vârf cu vârful pe cerc.
Deci, neapărat numai cu vârful pe cer cade. Dar visul... Nu, mai avem unul cu vârful pe cer. Care e unul? M1KM. M1KM. Dacă îl prelungesc așa, are. Deci dacă îl prelungesc, el... Se uită spre arcul M... Și unii punctul ăsta. Da. Da, este un M cu vârful pe cer. Dar visăm. Visul tău este fain de tot. Faptul că noi vrem astea să fie egale. Vrem neapărat să fie astea două egale. Și cu triunghiul trebuie să fie echilateral. Și cum avem un unghi de 60, dacă mai avem încă un unghi de 60, dacă mai reușim o chestie asta, suntem cu adevărat fericiți. Deci mai trebuie încă un unghi de 60. Păi unghiul BKM, unghiul BKM egal cu unghiul BAM. B. KM. K. M. Unghiul BKM ăsta este egal cu ăsta. BAM. Da. 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 Și unghiul MAK ar trebui să fie egal cu M1KB. Deci, încă o dată, Miruna mi-a zis așa, că unghiul BKM BKM. O parte din unghi. Este o parte din unghiul, dintre unghiul care avem noi, da? Da. O parte. Acest unghi de aici, vede, se uite spre arcul BM. Și tot spre BM se uite și ăsta, da? Da. Ei. Și ar trebui ca MAK să fie congruent cu M1KB. MAK, unghiul ăsta de aici, să fie congruent cu M1KB. Adică să punem o L sau o S aici. Cu S, C, B. Da? Cu S, C, B. Și... Deci dacă arăți că unghiul ăsta, S, C, B și cât ăsta, gata, e problema. S, C, B e paralel cu B, M. S, C paralel cu B, M, de ce? Dacă îmi spui tu chestia. Dacă ar fi, gata, C, M, arcul C, M egal cu arcul S, B. Dar cum să știu eu că-i paralele cele mari? Ne gândim. Foarte bine, ne gândim. Că îți trebuie că M să fie cât să B. Ai dus problema din aproape în aproape și asta spune ce are paralelismul, da? Mm-hmm. Ei, aici e povestea. Cum să avem paralelismul ăsta? Dacă are două unghiuri. Secanta care? BK, nu? BK. Și cu unghiul... Fără niște unghiuri, nu? Avem unghiul ABK în secanta aia. ABK. Așa. Deci secanta din până aici și pe luna, da? Da. Așa, deci până în B. Avem unghiul ABK. A, B, C. C. Nu. Nu prinde treaba cu paralelele și astea. Deci nu prinde, pentru că vezi tu, dacă pe astea le vrem noi paralele. Exact. Pe astea le vrem noi paralele. Privirea spre altă secantă, dacă nu, da. Nu vrea problema acolo. Dar oricum, astea două trepte, tăiate de o alta, da? M1M, să zice, sau AM, nu? Nici cu nu merge.
Deci tu vrei meduna, astea două să fie paralele, da? Și asta să fie secant. Hai să ne... să încercăm așa să vedem dacă reușim chestia asta. Ei, deci pe aceste două drepte, tăiate de secanta asta, formează perechi de unghiuri, alterne interne, alterne externe, corespondente și așa mai departe. Dacă din toate perechile acelea, nu știu, vreo 8, găsim două unghiuri, o singură pereche congruente, iată, eu aș zice așa, unghiul ăsta, care e format de o dreaptă, una din drepte și secanta asta, da? Unghiul ăsta știi câte grade are? Adică unghiul A, nu B. 60. De ce motiv? Pentru că A, B are de 60 de grade. Și vârful picior. Deci unghiul ăsta e de 60 de grade, 100%. Da. Ne certăm cu oricine. Da? E de 60. Bun. Vecinul său e tot de 60 aici, da? Uh-huh. Bine și asta. Acum, aici, mai sus, unghiul ăsta din triunghi ar căpăta alterne interne, nu? Da. Forma asta ar fi. Alterne interne. Păi da. Păi dacă are 60 cm, păi stai că nu știm dacă ăla are 60. Păi nu știm. Tocmai, dacă ar fi de 60, ar fi terminată problema. Adică dacă ar fi astea paralele, din nou, înseamnă că ăsta ar fi de 60 și ar fi terminată problema. Paralelismul ăsta ne trebuie neapărat. Dacă ne mostra că de unghiul B la M, că AS pe SB egal cu AM 1 pe MM 1. Dar putem să le luăm separat? Drepturile, domn profesor, pe aia secantaia? Cum? Să le facem un pic separat? Să le facem da. Așa, da? Și pe aia numai secantaia? Uite așa, hai să le facem. Așa, așa. Și secanta e... Păi, și segmenta AM, așa vine, da? Da. Secanta AM. Și să notăm. A. Acum aici. Aici punctul S pe cer, nu? B și C. Dacă B, M, A se uită spre cer cu A, B. B, M, A. A, a, și uite spre cer cu AB. B, M, A. Și A, C, B, tot spre cer cu AB. A, C, B. A, C, B, da. Și A, C, B are 60 grade. Păi, știu că are 60 grade. Păi și dacă A, C, B se uite spre unghiul A, se uite spre arcul A, B și A, M, B se uite spre arcul A, B, nu înseamnă că A, C, B e congruent cu... e congruent cu A, M, B? A, C... A, C, B se uite spre A, B. Da. Da, mă, dar am zis că deci, e unghi din triunghi echilateral. Exact. Da, și dacă se uite și am B... Și am tot 60 grade. Și am tot 60, am pus, nu vezi? Am discutat. Adică noi știm că unghiul am B are 60? Am B azi, da. Sigur că are 60. De-aia am și la paralelile astea separate, deci, ca să vedem. Deci, ăsta, ăsta am B, știm că are 60. Ăsta are 60 de grade, știm. Dacă arătam cu și ăla are 60, deci, unul din astea, așa e M1, da? Alterne interne, C, M, 1, M, ar trebui să arătăm, nu? Exact, unghiul ăsta. Deci, dacă ar fi tot 60 de grade, ar fi terminată problema. Că atunci asta ar fi cât asta, nu? Uh-huh. M1, M, cât M, C. Adică dacă arătăm cu unghiul M1 că are 60. Care? M1 că are 60. M1 că da. Păi deci dacă arăt că ăsta e de 60, gata e problema. Triunghiul ăsta este echilateral și terminată problema. E
banal. Ăsta de aici, vecinul său, tot 60 are din triunghiul ăsta, nu? Uh-huh. Tot 60. Înseamnă că următorul tot 60. E în afară acestui, nu e interesant. Unghiul ăsta 1, e cât ăsta de aici 1? Din ce motiv? Să uite, să unghiul cu vârful pe cerc. Și privesc spre ce mă? Corect. Da? 1, 1. Dacă unghiul de aici ar fi cât ăsta de aici, e gata problema. Că atunci astea două ar fi două trepte și se canta BC și asta ar fi alternă internă și e gata problema. Unghiul, nu, arcul AM e congruent cu arcul BAC? AM. ASBM. ASB. ASBM. Arcul ăsta așa. Cu BAC. Cu BAC. BAC. Adică 120. ASBM. Pentru că tot unghiul din... Da, se vede, la uite, domnul profesor, n-are cum să fie 120 ASBM. E mai mare. Mai mare decât jumătate din cerc. ASBM. ASBM nu poate să fie, păi, nu? Mai mare decât numai dacă luam, mirăm aici, diametral opus, făceam pe M la mijloc acolo, dar nici nu. SM. SBM. SBM. Asta da, poate să fie aceeași numire, SBM, dar trebuie să mătrăm, nu? SBM. Mm. Acul ăsta, cu cine? Cu ce arc, Miruna? Cu ABC. Cu, da. Cu BAC. Cu BAC. Așa? BAC are 120, nu? Adică... BAC are 240. Nu, nu așa pe lungul, e partea scurtă, nu, Miruna? Deci. Are, așa e 120. 120. Și SBM, cred că tot 120 are, domnul profesor. Tot în trei pare să fie. Da. Și de nou, deci SBM și cu cine? Și cu ăsta, cu BAC. Dar tot acolo, deci arcul ăsta știe cât ăsta. Scăzut cu cata aceea comună, tot arcul. Tot aici sunt câte blocați. Arcile cele două congruente, în arcile cele două congruente, înseamnă corzile astea paralele. Da? Deci acolo trebuie să reușim. Da. Să vedem cum ne apropiem de problemă. Nu uităm că noi am luat AM1 cât BM. Dacă nu ținem cont de asta, nu cred că face problema. Deci AM1 cât BM. Păi triunghiul BM1M e asemenea cu triunghiul AM1G. Care triunghi? BM1M. BM1M. E asemenea cu triunghiul AM1. C. Am 1 C. Că avem 1 cu 1 și BM cu AM 1. Deci, reluăm. Triunghiul BM 1 M. M 1 M. E altceva. BM 1 M 1 M. Așa trebuie să vreau, mă rog, da? E un alt triunghi ăsta. Nu-i aici e punctul de intersecție. M 1 e mai sus. Păi noi avem BM congruent cu AM 1. BM cu AM1. Cu AM1. Cu AM1. Da. Da, trebuie să fie mult mai unul. Miruna, hai să mă stăm cu R. R. Punctul ăsta din intersecție. Și
Și să încercăm să ne oprim la triunghiurile B, R, M, B, R, M și A, M, 1, C. Da? Deci B, R, M. Deci triunghiurile B, R, M și A, M, 1, C. Poate chiar congruente. Avem 1 cu 1, 1 cu 1 avem, 1 cu 1 l-avem, B, M cât am 1, B, M cât am 1, care B, M cât am 1, unghiul ăsta e de 60 de grade, da. Și pe acolo și unde mai am, nu mai am un unghi de 60 de grade aici. Că am mușcat din 60 de grade, vezi? Deci nu mai am același lucru. Dar cert este că poate nu facem mai problema, figura, când ați luat în mărimea asta, nu vine chiar aici, nu vine aici. Nu, nu, nu vine. Nu vine, nu? Dar nu putem să le luăm noi din față, pe B, M, C și pe A, M, C. B, M, C. Și pe A, M, C. Și A, M, C. Cele două triunghiuri sunt congruente. Sunt congruente. Deci, B, M, C. Și cu A, M, C. Și cu A, M, C, de ce sunt? Chiar nu sunt congruente. Nu sunt? Nu. Că B, M, C și cu A, M, C, ce au ele? Ar trebui ca, dacă zici așa, ar trebui ca triunghiul B, M, C să fie isoscel. Deci B, M, C, mi-a ela, și cu A, M, C, nu pot să fie congruente. A, cu A, M, C, nu. Deci nu pot să fie congruente. Cu care triunghi? B, M, C și cu A, iar ce? Domnul profesor, nu spuneți pe S cu B. Pe? S cu B, că dacă arătăm că unghiul... S cu B, da. Dacă arătăm că unghiul B, S, C, e congruent cu unghiul S, C, M, atunci trapez... B, S, C. Da, cu S, C, M. B, S, C, adică ăsta de aici, da? Congruent cu? S, C, M. S, C, M. Ori așa, ori S, B, M cu B, M, C. Că B, M, C știm că e 120. Da, este 120 ăsta. Da. Și dacă ăsta ar fi tot 120, gata, e problema. Așa. Și noi avem acolo A, B, C de 60. A, B, C e 60. A, A, B, C. B, A, C. Așa A, B, C. A, B, C. E de 60. Că știm că e de 60. E lateral, la început. Da, da, da. Așa ar trebui... Iar și ăsta și cu ăsta vecinul își fac 60. Dar asta și cu vecinul... Mă duc și tot la aceeași problemă. Unde exact. Ăsta să fie cât ăsta. Da? Deci este într-un cerc micios. Ți-a adică. Ți-a adus-o dacă știi. Ai o idee? O idee? Da. Să ne iei pe B cu M1, obține un paralelogram. B cu M1. Da. Obținem un paralelogram. Care? Care-i paralelogramul? B, M1, C, M. B, M1, C, M. Când ai zis paralelogram, trebuie să-mi arăți paralelismul. Da. Care e paralel? B, M, 1 cu cine? Cu C, M poate să fie paralel? Nu. Nici vorba. B, M, 1 poate să fie paralel cu M, C. Dar B, M, cu M, 1, C. Și noi vrem. Îi, paralel, dar ce vrem să arătăm asta. Ți-a ieșit așa un paralelogram ție? Da. Păi, e o poziție luată lumea lui M undeva. Dar nu poate să fie paralelogram paralelismul ăsta cu ăsta, adi nici vorbă. Asta de aici va întâlni, uite, cu asta pe aici, undeva. Deci cele două opuse nu sunt paralele. Nu mai gândim, domnul profesor, că e nouă și a venit a 12 și ne mai gândim și da. Asta pe mâine. Ne găsim, ne gândim exact. La ea și găsim soluția. Pe mâine, da? Da, ne învățim, e clar că... Da, este un da. Cerc, acum... Exact, ne gândim care... și mâine venim cu soluție. E o teorema, aluvan... Păi zi, aluvan cui șoteu. Șote... S, C, H, O, T, E, U. Șoteu, a lui Ion. Da, că lungimea asta e egal cu suma stor două. Da, e o teoremă, e un rezultat ăsta. Numai că... Trebuie să-l demonstrez. Trebuie să-l demonstrez, sigur că da. Dar este ideea
Noi am pornit în problema, am luat în casa ca lungime, trebuie să vedem o congruență. Corect. Ne ducem acolo cu greze triunghiuri, mai ne discutăm. Ca să nu zicem și pe ei să... Exact, cuvinta nouă. Da. 9 și cât? 9 fix. 9 fix. Bine. Oprim lecția și continuăm. Nu facem pentru... Sinteza orice am avut, la algebrii făcut și la geometrie problema că... Problema asta care... Continuăm. Continuăm. La revedere. La revedere.